Părinte veșnic, prin botez m-ai consacrat ție, iar acum mă cer să urmez mai de-aproape pe Fiul tău, Iisus Hristos, în biserică, spre mai mare mărirea ta, împărtășind vocația preasfintei născătoare de Dumnezeu și tuturea Fecioarei Maria, care răspuns de iubire la chemarea ta, sub privirea ocrotitoare a Maicii Preacurate, renoiesc voturile ascultării, castității și sărăciei și promit că voi rămâne statornică în depinderea calității față de cei săraci, bolnavi și neînvățați, în sânul acestei congregații a surorilor Maicii Domnului, conform Constituțiilor ei.